Ziua cu cele mai mari reduceri din an. A început deja. Colega noastră, Bianca Iordache, se află acum în depozitul celui mai mare retailer din România și are câteva sfaturi pentru amatorii de reduceri. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața, Daniel! Bună dimineața, Irina! Așa este, am dat startul oficial la cea mai aglomerată zi din an, ziua cu cele mai mari reduceri. Și trebuie să vă mărturisesc că în doar o oră și jumătate au fost deja peste 3 milioane de vizite și undeva la aproximativ 1 milion de produse vândute. În orice caz, alături de ne l-am pe Florin Filote, vicepreședinte al companiei. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, interesul pentru eveniment a fost la cote maxime încă de la start. În prima jumătate de oră am înregistrat comenzi de peste 142 de milioane de lei, creștere cu 15% față de anul trecut, când în aceeași jumătate de oră de la start s-au înregistrat 124 de milioane de lei. Un alt trend pe care îl vedem este interesul crescut al clienților pentru ofertele avantajoase și care este arătat de faptul că până la acest moment, în medie, comandă cam 3,5 produse pe comandă și asta mai ales în categorii cum ar fi televizoare, smartphone-uri, IT, cu produse de folosință îndelungată. Deci asta poate în contextul economic în care prețurile sunt în creștere, faptul că într-o singură zi din an pot beneficia de prețuri încă la nivelul acestui an, a antrenat această dorință de a-și cumpăra fie produse la prețuri avantajoase, fie produse care le plac la prețurile cele mai bune din an. Care sunt cele mai căutate produse? Noi acum avem datele în timp real cu ceea ce se întâmplă în acest moment. Dacă vorbim de produse speciale, autoturismele sunt de mare interes. Se pare că aurul, produsele investiționale, aproape 1,2 kg de aur comandate până la acest moment. Iată că și imobiliarele sunt în creștere. Serviciile medicale și iată un element bun. Se pare că inclusiv pachetele turistice sunt de mare interes. Peste 385 de nopți de cazare au fost comandate până la momentul acesta. Și mașinile au fost puse la vânzare. Până în acest moment aveți idee cam câte s-au vândut? Da, sunt 8 autoturisme comandate până la acest moment și, apropo, legat de mașini, peste 30.000 de litri de carburant. La fel, foarte important, încrederea clienților în online a crescut. Plata cu cardul este deja peste anul trecut, peste 58% dintre comenzi au fost plătite cu cardul și, de asemenea, flexibilitatea dorită de către clienți în zona de livrare este arătată de preferința pentru livrarea la Easybox. Aproape 65% dintre comenzi sunt livrate la comandate și dorite de către clienți la Easybox, urmând să fie livrate acolo. Eu sunt foarte curioasă, care ar fi bugetul mediu al românilor în ceea ce privește ziua aceasta de Black Friday? Un studiu pe care l-am făcut înainte de Black Friday a arătat că bugetul disponibil pentru acest eveniment se ridică undeva în jurul la 2200 de lei. Și în același timp ați făcut investiții foarte mari pentru ziua aceasta de Black Friday. Unde se ridică? Am investit 100 de milioane de lei în zona logistică. Hub-ul nou de la Joița, care ne-a adus la o suprafață de depozitare de peste 250.000 de metri pătrați, a fost inaugurat chiar cu ocazia Black Friday. Și de asemenea am investit mult în tehnologie. 2,3 milioane de euro au fost investite doar în serverele care să ne asigure că pe parcursul acestei zile clienții nu vor avea dificultăți în accesarea aplicației, accesarea site-ului pentru a-și putea comanda produsele care dorite de ei. Topul, observ că este dedicat zonei de beauty, că sunt undeva la 80.000 de produse vândute până în acest moment. Într-adevăr, din punct de vedere top, produsele beauty ca număr sunt sus, dar așa cum spuneam, produsele pentru casă și îngrijirea casei sunt de asemenea de interes, băuturile alcoolice și cafeaua. Oricare ar fi însă interesul, există produse pentru toată lumea, sunt peste 4 milioane și jumătate de produse astăzi la reducere și mai mult decât atât, stocurile vor fi reîmprospătate pe parcursul întregii zile. Am înțeles că sunt așteptări ca anul acesta românii să cumpere din mai multe categorii, să nu se axeze doar pe o singură categorie, precum televizoare sau electrocasnice, corect? Așa este. Este un trend pe care noi l-am identificat încă de la debutul perioadei pandemice. Se pare că odată ce clienții trec în online, tind să rămână acolo, comandă din mai multe categorii, diversifică coșul adăugându-și produse din mult mai multe categorii. Spre exemplu, cine își cumpără de Black Friday astăzi o mașină de spălat rufe, probabil că
își va cumpăra și detergentul și o lenjerie nouă de pat. Cunoaștem foarte bine faptul că în anii trecuți au fost fel și fel de discuții în ceea ce privește prețurile reale ale produselor, dacă sunt sau nu reduse, cu adevărat, oferiți vreo garanție în această privință? Bineînțeles, în online știm cu toții că totul este transparent, prețurile au trasabilitate, clienții pot vedea oricând cât a costat în trecut produsul respectiv, cât costă acum la reducere și dacă anul trecut am avut, să zicem, aceeași campanie de Black Friday, știm cu toții că la finalul campaniei peste 90% dintre vânzări au fost făcute la cel mai mic preț din an. Acest lucru se va întâmpla și anul acesta. În ceea ce privește zonele care comandă cel mai mult în acest moment, Ilfovul am înțeles că este în top. Ilfovul este în top în acest moment, urmat de Cluj, de Prahova, de Dol și de Sibiu. Topul se poate schimba pe măsură ce clienții vor și din alte județe vor începe să comande sau își vor găsi produsele de interes. Nu este surprinzător oare faptul că Bucureștiul se află abia pe locul nouă? Nu cred că este surprinzător. Cum spuneam, interesul este foarte ridicat încă de la start. Produsele se găsesc pe tot parcursul zilei. Evenimentul este deschis până la miezul nopții. Prin urmare, mă gândesc că și bucureștenii își vor găsi timpul necesar pentru a-și găsi ofertele pe care și le doresc sau de care au nevoie la prețuri foarte bune. Care sunt așteptările pentru anul acesta? Evenimentul anul acesta ne așteptăm să fie undeva la 615 milioane de lei, într-o creștere ușoară față de anul trecut. Perfect, vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Daniel, Irina, noi continuăm ziua aceasta aglomerată, dar acum ne întoarcem la voi!